Bună ziua! Bine ați venit la conferința de presă a USR Sălaj. Sunt Mihai Tămaș, președinte USR Sălaj. Și alături de mine am astăzi pe consilierul parlamentar Cosma Horațiu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe vicepreședintele USR Sălaj Ovidiu German și pe consilierii județeni Nicolae Olar și Cosmin Ardelean. Înainte să le dau cuvântul, pe scurt, vă prezint principala prioritate legislativă a USR în această sesiune parlamentară, care este lupta cu inflația și lupta cu prețurile. Și, bineînțeles, încercarea din nou de eliminare a pensiilor speciale. USR are depus și sunt blocate în Parlament două proiecte de lege ce privesc eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor și ai primarilor, care sunt blocate în acest moment. Nu intru în chestiuni tehnice, vreau de la mine să rețineți doar o chestie simplă. 1 și 2. 1 este procentul alocat anul acesta din PIB pensiilor speciale, 2% este procentul din PIB alocat pentru educație. Mă rog, puțin peste 2%. De 1% din ce producem noi beneficiază 180.000 de cetățeni speciali și de 2% beneficiază aproximativ 3 milioane de elevi și de profesori. Ce viitor are țara aceasta când noi alocăm banii în acest fel, uitându-ne mereu la trecut și nu la viitor? Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul lui Cosma Horațiu. Mulțumesc, Mihai. Bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru participare. O să intru foarte abrupt în subiectul de astăzi și o să o spun clar și răspicat. Guvernarea PSD-PNL-UDMR își bate joc de sălăjeni prin incompetența, nepăsarea și modul dezastros în care gestionează marile proiecte de infrastructură în transportul care tranzitează județul. La începutul lunii decembrie, împreună cu Cătălin Brulă, președintele USR și cu colegii noștri din USR Sălaj, am făcut o radiografie foarte detaliată a acestor proiecte. Am vorbit despre autostrada Transilvania, am vorbit despre centura Zalău, despre gara din Jibou și am luat pe fiecare proiect în parte, fiecare problemă, blocaj, întârziere, licitație cu probleme. Am spus exact ce trebuie făcut astfel încât aceste proiecte să se deblocheze și să se întâmple în sfârșit după 20 de ani. O guvernare profesionistă și competentă, pornind de la aceste semnale de alarmă, s-ar fi apucat de treabă. În aceste două luni ar fi lucrat pe licitații, pe deblocare, astfel încât în câteva săptămâni, atunci când începe oficial sezonul de construcții, acești constructori să aibă șantierul deblocat, să aibă front de lucru, licitațiile să fie finalizate, iar celelalte proiecte să fie scoase de la sertar. Nu putem să-i bănuim de competență și profesionalism pe cei din PSD-PNL-UDMR, însă, din păcate, și ceea ce e tragic, dincolo de faptul că nu au făcut nimic pentru a debloca aceste proiecte, au făcut chiar mai mult rău. Și anume, au făcut pași în spate cu aceste proiecte. Cel mai elocvent exemplu este exact autostrada Transilvania, sectorul dintre Poarta Sălajului, Zalău și Nușfalău, unde la mai bine de 2 ani de la lansarea licitației de lucrări, Sorin Grindeanu a anulat această licitație. Este o licitație care a început la finalul lui 2020. În 2021 s-au înscris numai puțin de 11 constructori. Mergea bine, era pe un traseu predictibil. Când am plecat în septembrie 2021 de la Ministerul Transporturilor, avea totul așezat, era pe o traiectorie pe care noi o calculasem în sensul în care la începutul lui 2022 să avem un câștigător și în sfârșit un constructor în teren pe acest tronson. Nu doar că nu s-a întâmplat acest lucru, au trecut mai bine de un an și jumătate de la acel moment și Sorin Grindeanu ne spune senin că trebuie anulată licitația pe motiv că au crescut prețurile. E incredibil, adică fiecare român știe că au crescut prețurile în construcții, în gaz, electricitate și așa mai departe de mai bine de un an, iar Sorin Grindeanu abia astăzi află acest lucru și anulează licitația.
a relansat-o zilele trecute. M-am uitat foarte atent pe documentația publicată pe SEAP. Este identică cu cea anterioară din licitația anulată, cu două modificări. S-a modificat prețul, a crescut de la 4 miliarde la 7,5 și durata de execuție a crescut de la 4 ani la 6,5 ani, la 6 ani și jumătate. Aș putea spune că împreună cu colegii noștri chiar spuneam că dacă nu se mișcă rapid guvernarea, nu o să circulăm mai devreme de 2028 pe această autostradă. Păi cu acest termen de 6 ani și jumătate, tocmai ne spune Sorin din Grindeanu că nu o să circulăm mai devreme de 2030. Deci este strigător la cer. În respectiva documentație, spre exemplu, la tunelul Meseș, cel mai lung tunel de autostradă din România, proiectat de autostradă din România, aproape 3 km, s-au făcut doar 4 foraje geotehnice de adâncime. Sunt acele sondaje la 40, 50, 80 de metri adâncime care ne arată o radiografie a solului, a falilor, astfel încât să nu avem surprize în momentul în care un constructor intră și începe să sape la tunel. Sunt foarte puține, normativele geotehnice prevăd undeva la astfel de lucrări de tunel la 50 sau la 100 de metri. Practic sunt două pe capete la portale și încă două undeva pe cei 2,8-2,9 km ai tunelului. Deci în momentul acesta ne bazăm pe șansă, pe noroc că soluția propusă în documentație, în studiu de fezabilitate este corectă, este cea potrivită, astfel încât viitorul constructor chiar să poată construi pe baza ei și să se încadreze în sumele ofertate. Chiar am făcut în ultimul an o situație acestor proiecte reziliate sau anulate și Sorin Grindeanu a adunat la Ministerul Transporturilor în 2022 și începutul anului acesta numai puțin de 15 proiecte de infrastructură mare cu contracte reziliate sau licitații anulate, totalizând aproape 1000 de kilometri de autostradă, drum expres sau centuri ocolitoare. Este un record negativ imposibil de egalat și asta denotă ceea ce spuneam la început. Nepăsare, incompetență, zero interes pentru marile proiecte. Dacă mergem pe autostrada Transilvania mai dincolo de acest tronson spre Cluj, de la Nădășelul, Zimbor, Poarta Sălajului, vorbeam despre acest proiect și în decembrie cu Cătălin Drulă, 40 de kilometri, lucrări începute în 2021, 400 milioane de euro alocate financiare din PNRR. Constructorul e bine mobilizat în continuare, chiar astăzi veneam de la Cluj, la o temperaturi încă și o perioadă încă de iarnă, lucrează, este foarte bine mobilizat. Însă cele trei mari blocaje și probleme pe care le aminteam în decembrie sunt exact în același stadiu și astăzi. Suprafețele împădurite, care pădurile de pe traseu nu sunt scoase, nu sunt eliberate complet de către Romsilva, nu și-a făcut treaba Romsilva nici în ultimele două luni, în special pe zona de lângă Zimbor, spre Poarta Sălajului, descărcarea traficului la Poarta Sălajului, astfel încât atunci când se va termina autostrada să poată descărca traficul în drumul național. Compania de drumuri nici aici nu a luat o decizie, nu a integrat în contract această descărcare. Și trei, modificările contractuale acolo unde au fost alunecări de teren, la Nădășelul și la Topa Mică. E vorba la Nădășelul de o mare alunecare de teren care necesită modificarea traseului mai spre sat, spre Nădășelul, cu un viaduct de circa un kilometru și la Topa Mică, tot din cauza unei alunecări de teren, se va construi un tunel de circa 100-150 de metri. Nici aceste modificări de soluții nu au fost integrate de compania de drumuri în contract și pe măsură ce trece timpul și nu se întâmplă acest lucru, va fi tot mai complicat de a atinge bornele și jaloanele din PNRR, care spun că anul acesta trebuie finalizate toate licitațiile, la anul jumate din lucrări pe finalizate și în 2026 să se circulă pe această autostradă. Chiar mă gândeam de fiecare dată când circul între Zalău și Cluj, mă uit la lucrări și când intru în Nădășelul, mă uit pe deal acolo, probabil ați observat și dumneavoastră, acele coloane forate care din cauza alunecării au rămas suspendate.
chiar le zic, monumentul incompetenței companiei de drumuri. Pe lângă că au ales un traseu prin nisipuri mișcătoare, acum nu sunt în stare să aprobe traseul modificat pe teren solid. Dacă mergem pe partea cealaltă, spre Bihor, tronsonul dintre Nușfalău și Suplacul de Barcău, 14 km, se lucrează o companie turcească, merge bine undeva la 70% stadiu fizic, ar trebui pe finalul primăverii, începutul verii să se termine. Dar și acolo, cum spuneam în decembrie, aceeași situație și astăzi, e o problemă la capătul dinspre Suplacul de Barcău, la IP, chiar acolo lângă trecerea la nivel cu calea ferată, trebuie proiectată un sens giratoriu provizoriu la capătul autostrăzii, astfel încât să poată circula, să poată intra de pe autostradă pe drumul național și invers, până când următorul sector din Bihor se va finaliza. Nici acest sens giratoriu nu e inclus în contract, deci da, că nu se va întâmpla nimic, în 4-5 luni o să avem o nouă autostradă muzeu. Mergând spre Oradea, cele două sectoare din Bihor, Suplacul de Barcău, Chiribiș, și aici e unul dintre cele 15 proiecte reziliate de Grindeanu, cu licitația anulată anul trecut, relicitat între timp, m-am uitat și acolo exact aceeași documentație, exact aceeași documentație ca și în cazul licitației anulate de anul trecut, doar diferență de preț. Foarte multe probleme în documentație, dau doar două exemple. Unde discutam mai devreme despre un giratoriu provizoriu la IP, exact în aceeași poziție, dar în licitația din Bihor e prevăzut același giratoriu. Deci, practic, compania de drumuri nu a făcut astfel încât cele două proiecte să doar pe unul dintre ele să întâmple acel giratoriu. Practic l-a lăsat și pe celălalt și o să ajungem în situația ilară de a avea două sensuri giratoriu în același punct, în același loc, pe două contracte diferite, evident. Nu se va întâmpla, dar va fi jenant. Sau în cazul depozitelor de materiale pentru asfalt lăsate de Bechtel cu 10 ani, pe de o parte, o parte dintre acele materiale nu mai pot fi puse în operă în asfalt, fiindcă s-au modificat normativele în 10 ani, și pe de altă parte, compania de drumuri cere să fie utilizate. Și ofertanții, cei care vor să vină la licitație, întreabă, bun, ce facem? Le folosim? Dar fără a aplica normativele de astăzi sau aplicăm normativele de astăzi și nu folosim o parte din acele materiale. Răspunsul companiei de drumuri așa ușor ilar, sau. Nu se înțelege absolut nimic. Și mai departe, de la Chiribiș la Suplacul de Barcău, alt contract reziliat anul trecut, relicitar în august, a fost suspendată licitația câteva luni, fiindcă nu a fost în stare compania de drumuri să răspundă la neclaritățile potențialilor ofertanți. Zilele trecute, în sfârșit, a oferit răspunsuri, așteptăm să vedem oferte și sperăm că după 20 de ani, în sfârșit, o să avem un constructor final și o autostradă care să aducă Zalău în sfârșit pe rețeaua europeană de autostrăzi la 40 de minute de Cluj, la 50 de minute de Oradea sau la o oră jumate de Târgu Mureș sau Alba Iulia. Așa, centura Zalău merge prost. Am spus-o și în decembrie, o spun și astăzi. Contractul semnat în 2020 a început lucrările în 2021, după ce la fel ne-am ocupat cu foarte mare atenție și a fost o prioritate pentru noi de exproprieri, de scoaterea din circuitul forestier și atunci chiar am tăiat absolut toate pădurile de pe traseu ca să aibă front de lucru complet constructorul. E abia la 40% stadiu fizic, deși termenul contractual spune că în această primăvară ar trebui finalizată lucrarea. Să ne aducem aminte, e totuși o centură de 5 km, nu e o lucrare de ajuns pe lună. Și totuși lucrurile merg foarte, foarte lent. În 2021 și noi aveam la Ministerul Transporturilor astfel de proiecte care nu se mișcau, însă, împreună cu Cătălin Drulă, cu cei de la companie de drumuri, făceam cu acești constructori ședințe săptămânale sau bilunare și la fiecare aveam listă cu tipuri de lucrări pe care trebuie să le pună în operă în următoarele două săptămâni. Peste două săptămâni ne întâlneam, verificam. Era așa o presiune și o efervescență constantă pe acești constructori și lucrurile începuseră să se miște, chiar și pe aceste contracte care nu mergeau foarte bine. Ei bine, vedem că de un an și ceva de când PSD, PNL sunt la guvernare, pur și simplu nu le pasă de
bunul mers al Centurii Zalău și la cum merg lucrurile, nu doar că nu se va termina conform contractului în primăvara asta, probabil nici la primăvara lui 2024 nu se va termina. Din două una, ori e incompetență și nepăsare din partea autorităților, ori poate e un calcul cinic din partea lor. Haideți să-i lăsăm să se miște în dorul lelii și vor termina mai prin 2024 înainte de alegeri. Ar fi tragic dacă ar fi așa, fiindcă practic ar pune un an în plus în spinarea cetățenilor și a șoferilor și a zălăoanilor care vor în sfârșit să nu mai aibă tiruri prin oraș. Centura Zalău Nord e un proiect mai puțin cunoscut. Practic asigură legătura între relațiile Jibou, Cehu, Silvanii spre Herecleanu, actuala centură. Asigurăm, practic, o centură pentru Crișeni. E un drum de 8 km care a fost descentralizat de la Ministerul Transporturilor către Primăria Zalău în 2021. Anul trecut, primăria a lansat o licitație pentru studii de fezabilitate, s-a depus o ofertă, dar din ceva motive s-a anulat licitația. Nu l-am văzut pe domnul primar să iasă să ne explice exact ce s-a întâmplat acolo. Au reluat în toamna trecută licitația, s-au depus de data asta 3 oferte, așteptăm să vedem ce se întâmplă, monitorizăm în continuare respectiva licitație. Sperăm că de data asta vom avea un câștigător care să se apuce de proiectare. Un alt proiect foarte important pentru județ este drumul expres Baia Mare-Jibou, deci Bistrița. Tot în 2021 l-am scos și pe acesta de la naftalină, am dat drumul la licitația de proiectare, se depuseseră în 2021 4 oferte. Conform termenilor de atunci, în 2-3 luni, tot la început de 2022, ar fi trebuit să avem un câștigător. Nu s-a întâmplat acest lucru, abia zile trecute s-a dat câștigătorul, s-a semnat un contract. O să-l monitorizăm și pe acesta. Și aici transmit și un mesaj către autoritățile locale. E extrem de important ce fac în acest an și cum se implică în bunul mers al acestui proiect. Fiindcă prima etapă de analiză multicriterială a variantelor de traseu, în care și ei, primarii, Consiliul Județean, are un cuvânt de spus. Au un cuvânt de spus. Fiindcă e important ce traseu se alege. E pe Valea Someșului, de-a lungul Someșului și e important să fie un traseu avantajos pentru comunitățile locale, să fie noduri rutiere de conectare la drumurile actuale, astfel încât să fie cât mai util pentru cetățeni, să ajungem rapid la Baia Mare, la Dej, la Bistrița și așa mai departe. Dacă mergem pe infrastructura feroviară, am vorbit în decembrie despre gara din Jibou. Exact același stadiu este și astăzi, ba chiar mai rău. Atunci, din cifrele oficiale ale CFR, se estima, readuc în context, faptul că gara Jibou, care e un monument istoric, construit acum mai bine de 100 de ani, există un studiu de fezabilitate la CFR pentru modernizarea acestei gări, tocmai din 2019 pornit, care trebuia să se termine anul trecut. E în mare întârziere. În decembrie, când am vorbit despre acest subiect, estimarea era că în această iarnă s-ar finaliza. Tocmai actualizat CFR documentul cu proiectele în derulare și a mutat încă o dată, a amânat încă o dată termenul de finalizare a studiului de fezabilitate pentru vara acestui an. Sperăm că va fi ultima astfel de amânare și că în sfârșit se va finaliza și vor începe lucrările de modernizare. Și dacă suntem la calea ferată, absolut orice român știe că pe calea ferată românească se circulă încet, foarte încet, cu viteze mai mici decât cele pe care le știam acum 100 de ani că se circula, viteze demne de trotinetă sau bicicletă. Cauza principală este decapitalizarea căii ferate, faptul că nu s-au investit bani în ultimii 20-30 de ani pe reparații, pe întreținere, schimbat de șină, traverse, macaze, piatră spartă. Și s-au investit absolut toți bani într-un singur proiect mai mult de refacere a liniei de la zero pe coridorul principal european, Constanța, București, Brașov, Sighișoara, Alba Iulia, Deva, Arad, Curtici. În 2021, când am negociat cu Comisia Europeană
programul PNRR, exact asta am vrut să facem, să nu mai punem toți banii europeni pe astfel de proiecte mamut de reconstrucție de la zero a căii ferate. Sunt bune, sunt utile, dar merg foarte încet și au impact doar pe câte o bucățică din rețea și să investim foarte mulți bani în aceste reparații, care odată se făceau înainte de Revoluție sau chiar și în primii ani după Revoluție, se făceau în România pe calea ferată și aceste reparații de schimbare de șină, de traversă, asigură viteza constructivă a liniei pentru mulți ani în continuare. Și am reușit să includem 1 miliard de euro în aceste lucrări pentru reînnoire, pentru, noi spunem, quick wins, ridicarea restricțiilor de viteză, acele lucrări punctuale de ridicare de restricții de viteză. Așteptăm în momentul de față să vedem cum se mișcă și CFR. În județul Sălaj sunt prinși undeva la 30 de milioane de lei pentru cumulat undeva la 8 km de linie pe magistrala Jibou, Dej Jibou Baia Mare. Așteptăm să vedem ce face CFR. E foarte important să facă aceste lucrări, fiindcă sunt rapide, extrem de eficiente și readuc viteza liniei la 80, 100, 120 de km cum se circula odată. În principiu, acestea ar fi proiectele despre care am vrut să vorbesc. Este foarte important pentru autoritățile județene, pentru domnul președinte al Consiliului Județean, pentru domnul primar al Zalăului. Dincolo de luat poziții sau scrisori deschise, trimise spre colegii din coaliție, să meargă, să-i bage în ședință și să discute foarte serios cu ei despre aceste proiecte. Dau un exemplu. În 2021 la minister, foarte puțini politicieni din țară veneau la Ministerul Transporturilor să discute despre proiecte și foarte mulți veneau, a spus și Cătălin Drulă, pentru altfel de subiecte. Însă cei care veneau să discute despre proiecte, dau un exemplu, domnul Bolojan. Dacă nu era săptămânal, era la 2 săptămâni la Ministerul Transporturilor sau la Compania de Drumuri sau la alte instituții publice, lua personal documente, avize, mergea până la urmă din birou în birou, din ușă în ușă. Și asta se vede la Oradea, o centură modernă, 4 benzi cu noduri denivelate, s-au apucat să lucrează la un drum expres de conexiunea centurii la autostrada Transilvania, o grămadă de centuri în zona metropolitană pe care lucrează și doar așa, cu muncă și cu pasiune și cu implicare se pot face proiectele. Dacă actualii politicieni din Sălaj stau, mai dau o dată la 6 luni câte un comunicat de presă, da, și noi suntem pe aici, nu se vor întâmpla. Trebuie multă implicare și ăsta e apelul pe care îl fac către ei, să se implice, să meargă la București, să facă ședințe constante cu cei de acolo, astfel încât să scoată din blocaj aceste proiecte. Noi, de la USR, o să monitorizăm în continuare și anul acesta și în anii ce vin toate proiectele, fie că sunt de autostradă, centură sau cale ferată, fiindcă e ceea ce Sălajul și Zalău are nevoie ca să se dezvolte, ca să se conecteze la Cluj, la Oradea, la Europa și să aducă investiții care să crească nivelul de trai. Mai departe o să-i dau cuvântul colegului meu, Ovidiu German, aici în spatele meu, vicepreședinte USR Sălaj. Te rog. Bună ziua, mulțumim că sunteți astăzi aici. Ați pornit înregistrările. Toată lumea e live bun, dacă nu, Horațiu poate să reia, adică poate să vă vorbească câteva zile despre chestiunile astea. După cum ați văzut, asta e diferența dintre pasiune, probabil, și un simplu discurs politic. Eu o să fiu foarte scurt și o să tratez un subiect foarte punctual în cele ce urmează. Dacă vă vine să credeți, anul acesta se împlinesc 3 ani de la momentul la care s-au emis deciziile de expropriere pentru centura Zalăului și autostrada de la periferia Zalăului, respectiv aceea care leagă tunelul Meseș de Ortelec. Una dintre ele are... Pentru una dintre ele se împlinesc 3 ani în vara acestui an, iar pentru cealaltă în toamnă. Ce vreau să spun cu acest aspect? Acești 3 ani, practic, sunt un termen de prescripție în urma căruia proprietarii terenurilor își vor pierde o mare parte din valoarea terenurilor pe care le au în zona respectivă. După cum bine știți, au mai fost vehiculate aceste cifre în presă în trecut.
Sumele la care au fost expropriate terenurile în acea zonă sunt în medie de 3,15 lei pe metru pătrat, în condițiile în care în acest moment există o jurisprudență destul de constantă la nivelul Tribunalului Sălaș, care a stabilit că o valoare reală de piață ar fi aceea de 50 de lei pe metru pătrat, adică de mai bine de 15 ori decât ceea ce oferă statul în acest moment. Ori statul nici măcar nu a oferit acei bani, 3,15 lei pe metru pătrat în acest moment, iar motivul este unul stupid. Practic există o suprapunere între coridorul de expropriere de la autostradă și coridorul de expropriere de la centură, iar ei nu știu din ce cont să plătească sumele respective. Iar oamenii care sunt nevoiți să apeleze la instanță ca să-și recupereze diferența de bani, sunt nevoiți să mai plătească pe lângă expertiza evaluatorie și o expertiză topo care să stabilească în ce măsură una sau alta dintre cele două coridoare de expropriere le afectează dânșilor suprafața, respectiv din ce bani, din ce cont trebuie plătite acele sume. Care ar fi vinovații de acest aspect, respectiv de faptul că s-a oferit o despăgubire atât de mică acestor oameni, iar cei care, sigur, au suprafețe mai mari și o anumită putere financiară, se adresează instanței și își recuperează o parte din bani, spun eu, pentru că inclusiv valoarea care se recuperează prin instanță este mult inferioară aceleia reale, din punctul meu de vedere, adică dacă ne uităm un pic la terenurile intravilane din jur, o să vedem valori de 20, 30, 70, chiar și 100 de euro pe metru pătrat, mult sub 10 euro pe metru pătrat cât se oferă prin instanță. Dar au avut grijă cei din administrația publică locală să țină forțat, am tot spun eu, în diferite contexte în ultimii 20 de ani, acea zonă în extravilan, tocmai gândindu-se la faptul că la un moment dat va veni acest moment, iar în decizia de expropriere are la bază o evaluare strict raportată la grila notarială, unde știm că valoarea este mult mai mică pentru terenurile extravilane decât pentru terenurile extravilane. Ce soluții ar exista în acest moment? Din păcate nu prea există soluții. Tot ce putem să facem este să îi anunțăm pe oameni că expiră termenul în care dânșii își pot recupera aceste drepturi și să apeleze atât la CNAIR cât și în instanță în măsura în care ei consideră necesar. Din calculele mele ar fi undeva la câteva sute de persoane care sunt afectate doar pe acest coridor, deci m-am focusat pe acest coridor pentru că este cea mai mare discrepanță între valoarea de piață și valoarea despăgubirilor acordate. Vă mulțumesc frumos. În continuare o să-i dau cuvântul colegului meu, consilier județean Rădelean Cosmin. Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru prezență. Alături de colegul meu, Nicolae Olar, o să trecem în revistă, în mod succint, activitatea noastră din Consiliul Județean. Amândoi suntem la primul mandat de consilieri județeni și încă de la început ne-am propus să avem o activitate care să fie în folosul cetățeanului și mai puțin să ducem o politică clasică care știm că de multe ori este, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului, așa cum am spus. Tot de la început ne-am propus să ne caracterizeze transparența, așadar, încă din primul an de mandat am solicitat conducerii Consiliului Județean transmiterea ședințelor live și înregistrarea acestora. Considerăm că cetățenii trebuie să fie în contact direct cu aleșii locali și să cunoască activitatea acestora. De multe ori ședințele, știm cu toții, sunt puse dimineața, în timpul programului de lucru, când cetățeanul simplu este prins cu jobul sau cu problemele cotidiene. Prin înregistrarea acestora are posibilitatea să urmărească oricând dorește activitatea reprezentanților pe care i-au trimis în Consiliul Județean. De asemenea, îmi cer scuze, tot alături de colegul meu am organizat în pandemie dezbateri audiențe online, fiind singurii consilieri care am făcut astfel de audiențe, considerând de asemenea necesar să fim în contact permanent cu cetățenii și cu problemele acestora. Bineînțeles, ulterior, când contextul pandemic a permis, am organizat și audiențe în format fizic și am fost deschiși către orice propunere a cetățenilor,
propuneri pe care le-am dus în Consiliul Județean pentru rezolvarea lor. Personal fac parte din Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Tineret și Sport, iar în această calitate am venit cu câteva propuneri în ceea ce privește domeniul învățământului. Mai exact, tot în primul an de activitate am propus suplimentarea cuantumului burselor sociale cu 50%, amendament care a fost aprobat de către majoritatea din Consiliul Județean. Aceste burse sociale au drept scop atragerea elevilor către mediul școlar și considerăm că în acest context este important să fie un stimul pentru ei, astfel încât cât mai mulți elevi să fie atras spre mediul școlar, așa cum am spus. De asemenea, nu am uitat nici performanța școlară. Recent am propus un fond de premiere, realizarea unui fond de premiere pentru elevii olimpici sălăjeni. Considerăm că munca trebuie răsplătită de fiecare dată pe măsura rezultatelor. Aceștia reprezintă una dintre cele mai bune cărți de vizită a județului Sălaj și, așa cum am spus, considerăm că munca lor trebuie să fie răsplătită în mod adecvat, nu ca și în trecut, urmând ca în viitor să fie realizat un regulament prin care se va stabili cuantumul premiilor. În ceea ce privește infrastructura județeană, tot din primul an am propus reabilitarea porțiunii din DJ-109 de pe raza localității Dragu, probabil cunoscută de către toată lumea drept drumul nimănui. Această porțiune a fost reabilitată și reprezintă o cale de acces mai facilă pentru locuitorii de pe Valea Someșului către județul Cluj și către municipiul Cluj-Napoca. Din păcate, la nivelul județului Sălaj avem și drumuri județene neasfaltate. Este trist ca în anul 2023 să avem drumuri județene neasfaltate. Un exemplu este DJ108 de pe raza comunei Zalha. Tot aici am încercat să intervenim atât cât s-a putut. Am solicitat alocarea unor fonduri pentru lucrări de întreținere pentru acest drum până la reabilitarea acestuia. Acum, sigur, nu o să aruncăm în cârca actualei conduceri ce nu s-au făcut 20 de ani, dar considerăm că trebuie să urgenteze procedurile astfel încât toți cetățenii județului să se bucure de condiții optime, cum am spus, de an 2023. În ceea ce privește DJ108R, Agrij Treznea, acolo există o porțiune surpată. Am solicitat în repetate rânduri semnalizarea adecvată acestei porțiuni, deoarece reprezenta un pericol prin poziționarea ei pentru participanții la trafic, în special pe timp de noapte și în condiții meteo nefavorabile. Mă bucur că am găsit deschidere și s-a realizat această semnalizare, dar în același timp consider că până la reabilitarea întregului tronson de drum este necesar să existe o intervenție pentru a preîntâmpina eventuale evenimente nedorite. În ceea ce privește sportul de masă și sportul de performanță, în comisiile de specialitate am solicitat o împărțire echitabilă a fondurilor alocate. De asemenea, pentru sportul juvenil, am depus un amendament, astfel încât fondurile să fie alocate pentru toate ramurile sportive. În proiect erau prevăzute doar pentru fondurile să fie alocate doar pentru ramura handbal, aspect pe care noi l-am considerat inechitabil. Din păcate, acest amendament a fost respins de către majoritatea din Consiliul Județean Sălaj. Tragem speranțe că pe viitor va exista o deschidere și vor înțelege toți factorii implicați din punct de vedere politic că este important să susținem orice ramură sportivă. În mare parte, cam aceste aspecte am vrut să le trec eu în revistă. În ceea ce urmează, am să-i dau cuvântul colegului meu, Nicolae Orlar, pentru a trece prin celelalte teme din activitatea noastră desfășurată în Consiliul Județean. Vă mulțumesc! Dați-mi voie să vă spun și eu bună ziua și bine ați venit! USR Sălaj are doar 2 aleși în Consiliul Județean Sălaj, dar consider că am avut o activitate intensă, o activitate de multe ori apreciată atât de către noastră presă, cât și de către sălăjeni. În nume propriu sau împreună cu colegul Cosmin, am avut acțiuni, intervenții, s-au propus proiecte, amendamente care au vizat diferite aspecte și pe care vi le voi prezenta pe scurt.
și fiind președinte al Comisiei de Servicii Publice, Agricultură, Mediu și Turism din Consiliul Județean Sălaj, aș insista asupra activității noastre în ceea ce privește turismul, mediul sau susținerea producătorilor locale. Astfel, prin amendamente aduse de noi și care vizează domeniul turismului și a culturii, am obținut reduceri de tarife pentru elevii și studenții care vizitează secțiile Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău sau obiectivele cuprinse în circuitul castrelor romane din județul Sălaj, precum și alte facilități pentru turiști. Un proiect drag mie și pentru care am insistat este cel care a vizat reabilitatea unui monument din județul nostru, un monument pe care istoricii sălăjeni l-au denumit Monumentul Uitat al Sălajului, datorită stării în care a ajuns el la un moment dat. Este vorba despre fântâna lui Simeon Bănuțiu, monument situat la marginea drumului european E81, în zona dealului Gorgana. S-a reușit trecerea acestui monument în administrarea Consiliului Județean și, în final, reabilitarea lui. De asemenea, am avut intervenții pentru realizarea unui brand turistic al județului Sălaj, dar și întâlniri cu factori de decizie în domeniu și alte demersuri pentru sprijinirea turismului în județul nostru. În acest sens, vreau să fac un apel către toți sălăjenii să viziteze Muzeul Județean cu toate secțiile lui, cu toate expozițiile, castrele romane, dar și celelalte obiective turistice ale județului. Spun că avem un județ cu locuri frumoase și încărcate de istorie. De aceea trebuie să punem Sălajul pe harta turismului și consider că autoritățile locale și județene, dar și noi, toți sălăjenii, trebuie să facem eforturi mai consistente pentru a promova județul și locurile cu potențial turistic. Și spun noi toți, pentru că fiecare dintre noi poate deveni un ambasador al promovării Sălajului și al obiectivelor turistice ale județului. În ceea ce privește mediul și protecția mediului, aș dori să vă transmit, să vă spun că în calitate de consilier județean am avut intervenții către Garda Națională de Mediu privind două cazuri grave de poluare din județul nostru. Cazuri despre care și noastră presa a scris și mă refer la poluarea din pădurea Crișeni și poluarea aerului din municipiul Zalău. Cele două intervenții au fost soluționate în final de către Garda de Mediu. Am făcut împreună cu colegul Cosmin demersuri către primarii din județ să aplice pentru achiziționarea de microbuze electrice în scopul transportării elevilor la școală și de asemenea să acceseze fonduri pentru alimentarea verde prin proiectul stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, proiect derulat de administrația Fondului de Mediu. Mă bucur că unii primari au înțeles acest lucru, demersurile noastre și legat de accesarea acestui program, pot să vă spun că din informațiile primite de la AFM, din județul Sălaj au aplicat 17 UAT-uri pentru acest program. Cei care conduc localitățile noastre trebuie să înțeleagă că viitorul copiilor noștri depinde și de grija pe care o avem față de mediu, iar ei, ca factor de decizie, pot să acționeze azi pentru un viitor verde. Susținerea producătorilor locale este esențială pentru dezvoltarea economică și socială a comunităților. Aceștia, producătorii locali, contribuie la creșterea locurilor de muncă, la dezvoltarea infrastructurii, dar și la diversificarea economiei și, de ce nu, la reducerea dependenței de importuri. Am propus soluții care să vină în sprijinul producătorilor locali. Astfel am venit în Consiliul Județean cu propunerea organizării periodice a unor târguri, prin intermediul cărora producătorii locali să-și prezinte produsele lor, să-și le comercializeze, dar și înființarea unei asociații pe modelul celei din Cluj, Produs de Cluj. Știm cu toții că această asociație a avut mai multe prezențe în Zalău, ceea ce ne arată oportunitatea înființării unei astfel de asociații și la nivelul județului Sălaj. În urma discuțiilor și întâlnirilor avute cu agricultorii sălăjeni, la proiectele de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii care vor fi practicate în vederea valorii veniturilor în natură din arendă de proprietarii de terenuri, am depus amendamente privind reducerea prețurilor la anumite produse agricole.
Așa cum am constatat cu toții, căderile de grindină au cauzat în ultimii ani pagube materiale serioase în județul Sălaj, iar din păcate tendințele meteoclimatice viitoare ne arată că astfel de evenimente se vor întâmpla din ce în ce mai des în județul Sălaj. Pierderile cauzate economiei în general și agriculturii în special de către aceste fenomene au fost cele care ne-au ghidat pentru abordarea acestui subiect. Am văzut cu toții, de exemplu, în mai 2019, cât de afectate au fost comunitățile sălăjene de ceea ce s-a întâmplat atunci, de acele fenomene meteo extreme. De aceea, într-un sistem antigrindină, de aceea o investiție într-un sistem antigrindină nu poate decât să fie benefică pentru economia, agricultura județului nostru, dar și pentru sălăjeni. Din păcate, la nivelul OAT-urilor din județul nostru nu există astăzi astfel de sisteme de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme. Acțiunile noastre au vizat și acest aspect în sensul realizării unui sistem antigrindină în județul nostru și din informațiile primite de la nivelul instituției Consiliului Județean Sălaj, este pregătită documentația necesară realizării prin fonduri europene a unei astfel de investiții. Aș dori să vorbesc pe scurt și despre o parte din activitatea noastră, de multe ori nevăzută sau cunoscută mai puțin, și care constă în munca noastră din comisiile din care facem parte. Astfel, în calitate de președinte de comisie, am condus undeva la aproape 30 de ședințe în care am dezbătut peste 60 de proiecte de hotărâri. Am fost ales prin votul consilierului județean, reprezentant în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău și în mai multe comisii, din care aș aminti doar două. Comisia de Negociere pentru Achiziția Castelului Veșelenii din Șibou și Comisia de Negociere pentru Achiziționarea de Terenuri în vederea construirii Parcului Industrial Sălaj. Implicarea în aceste comisii o consider esențială. Considerat cel mai mare ansamblu baroc din Transilvania, Castelul Veșelenii va trebui reabilitat, bineînțeles, după ce demersurile noastre de intrare în posesia acestui castel se vor finaliza. Deci castelul va trebui reabilitat, iar valorificarea turistică a castelului consider că ar crește numărul de turiști din județul nostru prin organizarea inclusiv de expoziții, festivaluri sau prin crearea unor circuite turistice care se conțină pe lângă Castelul Veșelenii, Castelul Beldi, care la fel va trebui reabilitat, dar și Grădina Botanică din Jibou, toate situate în aceeași localitate. Cât despre Parcul Industrial Sălaj, nu o să mai insist asupra importanței lui în dezvoltarea județului. Vreau doar să vă spun că încă din 2016 am cerut realizarea de astfel de parcuri industriale atât în Zalău cât și în județul Sălaj. Și mă bucur că administrația județului a înțeles în sfârșit că avem nevoie de această investiție. În încheiere aș vrea să vă spun legat de acest subiect de Parcul Industrial Sălaj că suntem în stadiul de a finaliza negocierile pentru achiziționarea terenului. Nu a fost un proces ușor, dar cred că în următoarele săptămâni vom reuși acest lucru și vă voi putea da o veste pozitivă. Împreună cu colegul Cosmin vom continua să avem o activitate care să vină în sprijinul sălăjenilor și care să aducă schimbări reale în viața acestora. Suntem și vom fi în continuare deschiși către dialog și facem un apel către toți locuitorii județului să ne semnaleze orice problemă pe care au la nivelul comunității lor, iar noi vom fi vocea în Consiliul Județean Sălaj. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegilor pentru intervenții, întrebări. Care sunt principalele obiective ale USR Sălaj în ansamblu pentru 2023 și în perspectiva alegerilor care urmează din 2024? Domnul președinte. Pentru 2023 încercăm să înființăm... Și pe plan administrativ și pe plan politic. Păi eu vă răspund doar pe plan politic. Pe plan politic și în aceste zile încercăm să deschidem cât mai multe filiale în județ, să avem cât mai mulți candidați la primării și la consiliile locale.
Ne desemnăm intern candidatul pentru primăria Zalău în aceste zile și în curând ne vom desemna intern și candidatul pentru președinția Consiliului Județean și lista consilierilor județeni. Asta este prioritatea principală internă a USR, pe plan politic. Am o întrebare. Da. Printre altele atunci da. Un copil de firma care va fi desemnată câștigătoare, sperăm că va fi, va trebui să îndeplinească niște criterii tehnice extraordinare, să aibă o anumită tehnologie. Există asemenea companii care să dețină o asemenea mașinărie? Pentru că știu că la un moment dat s-a discutat despre chestiunea asta că este o criză la nivel european. Da, e adevărat. Printre criteriile pe care le-a impus compania de drumuri către firmele participante la licitație a fost execuția în ultimii 3-5 ani a unor tuneluri similare de 500 de metri un kilometru. În același timp, o cifră de afaceri corespunzătoare de 1,5 miliarde de lei, experiență similară pe proiecte de această natură, deci cel puțin din criteriile enunțate acolo, firmele care vor veni, dacă vor veni, ar trebui să fie firme care au experiență și care au mai efectuat astfel de lucrări. Din ce am văzut, soluția tehnică efectiv de soluția constructivă a tunelului este lăsată la latitudinea constructorilor. Poate fi acea tehnologie cu TBM, Tunnel Boring Machine, care se folosește doar la metrou, cu acele scuturi care forează automat, sau tehnologia clasică în care se avansează manual cu excavator, cu utilaje mecanizate, câte un front de câțiva metri, se consolidează frontul de lucru, după care se avansează în continuare. Aici, din ce am discutat cu specialiști în domeniul la nivel internațional, e o zonă în care forma cu TBM, lucrările cu TBM sunt rentabile pentru lucrări mai lungi, de tuneluri de 3, 4, 5, 7 km, fiindcă acel utilaj este doar aducerea lui în șantier, costă câteva zeci de milioane de euro. Iar pentru tuneluri mai scurte e rentabilă varianta clasică. Aici, fiind un tunel de 3 km, s-ar putea să fie exact la limita dintre, deci s-ar putea să fie unii ofertanți care tocmai au terminat alte lucrări. Spre exemplu, la metroul din Cluj a participat o firmă care tocmai a terminat o extensie a metroului în Dubai. Deci există o firmă turcească. Există firme care au lucrat în ultimii ani, chiar și pe autostrada Lugoj-Deva, cei 9 km lipsă de acolo, au ofertat companiile deținute de domnul Umbrărescu în parteneriat cu o companie din Bosnia, care avea experiențe pe lucrări similare, fiindcă UMB, compania domnului Umbrărescu, încă nu a executat astfel de tuneluri și atunci avea nevoie de un partener care să aibă experiență. Deci există. Răspunsul este da, există firme. Acum să vedem. Fiecare o să-și facă analizele până în aprilie, la momentul depunerii ofertelor, dacă riscurile generate de această documentație, cum spuneam, aproximativă, cu multe lipsuri, vor fi riscurile, aceste riscuri vor fi prea mari, posibil să avem o participare mai scăzută. Noi ne dorim să fie o participare cât mai largă, fiindcă asta înseamnă că există încredere. Chiar în 2021 a fost un record pe autostrada A7 Ploiești-Buzău, finanțată tot din PNRR, au venit 39 de companii pe cele trei loturi. Deci noi ne bucurăm de fiecare dată când vedem multe companii, fiindcă asta înseamnă că există interes și că lucrarea se va face. Cum spuneam, o să urmărim și vă ținem la curent. Și eu.